Patru tineri care au confundat strada cu un club nu vor uita prea curând ziua de 1 august 2024. După ce au dat la maxim volumul muzicii în plină stradă, cei deranjați de acest lucru au chemat poliția. La data de 1 august, polițiștii secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că în dreptul unei societăți comerciale din municipiul Timișoara, mai multe persoane tulbură ordinea și liniștea publică prin zgomote produse de un aparat audio folosit la intensitate ridicată. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificați patru tineri în vârstă de 25, 27, 30 și 31 de ani. Bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1700 de lei. La scurt timp după producerea evenimentului, polițiștii au oprit pentru control autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 31 de ani pe bulevardul Ion Ice Brătianu. În urma testării acestuia cu aparatul alcool test a rezultat o alcoolemie de 0,43 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, transmit reprezentanții IPJ Timiș.